Salut, Smaca, aici m-am găsit la o nouă reacționare de pe acest canal. Mă uitam și eu pe YouTube și am văzut că Andra Gogan a scos o nouă piesă cu Răzvan Gogan și uite ce port urtit are Răzvan Gogan, să mor eu. Piesa se numește Dislike, n-am văzut, am deschis-o puțin, am văzut doar puțin începutul de 6 secunde. Dar în fine, haideți să-i dăm drumul, uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți să mai reacționăm și la alte videouri și haideți să începem. Ok, Hollywood. Cine era, mă, pe voi? Răzvan Gogan? Cine era? Ok, pe muzică. Credeți că ne opriți, nu merge așa. Ce început foarte prost. Noi am avut dubiu, v-am deranjat cumva. Da, ne-ați deranjat. Adică totul după a fost împotriva voastră și tot voi vă dați mari. Doamne, ce o piesă și toți ați reacționat. Se pare că mesajul nostru a funcționat. Ce mesaj a funcționat? Că sunteți niște proști și că scoateți niște piese cu nota 0 și cred că o să-mi primesc mult hate. Mi-am primit și la videoul cu stricatul generate de pe canalul meu vechi, AsinQTR. Oricum aveți videoclipul în descriere dacă vreți să-l vedeți. De pe canalul meu vechi, în care mi-am primit mult hate. De aici. Că m-am luat de Andra Gogan. Acolo imediat găsiți că am vocea subțire, chiar mai mult nu știți. Orice ar face alții, voi apreciați. Dar dacă fac Gogani, știți doar hate să dați. Da! Dă dislike, nu ne supărăm, că tu faci la Hollywood, ne relaxăm. Vă relaxați pe mota. Oricum, refrenul mi se pare că este un refren foarte de căcat, cu litere mari și cu hashtag. Ca să fiu drept, după părerea mea, nu zic, poate vin fan de Andrei Gogan să mă jure prin comentarii, sunt de-a hate, sunt de-a dislike-uri, oricum nu vă interesează dacă sunt fan de Andrei Gogan pe aici, dar în fine. Nu ne supărăm, orice face pe YouTube, noi tot postăm. N-am easy-uri în picioare, dar măcar am ritm. Nu toată lumea... Ce ritm ai, frate? N-ai easy în picioare, bă, ok, nici eu n-am, dar... Mă flexez cu ce am, adică mă flexez și eu... Puma în picioare măcar, nu a spune altceva, dar să mă uite copii pe aici, adică nu te flexezi, dar uite-te coaie la părul tău. Mă place, dar eu fac tot ce simt, yeah. Filmez, editez, eu muncesc și creez, nu fac altceva. Ce editez, frate? Și la video cu... s-a luat un hater de mine, ci că nu m-am aranjat. Dar aveai o față de parcă de bea te-ai trezit și a venit cineva, ți-a făcut niște injecții fix în... bot. Vreau să mă dezvolt, să ajung sus de tot, să fiu cineva. Ai 120 și ceva de mii de abonați, Răzvan Gogan, sau nu știu câți are. Dar are foarte puțin abonați, Răzvan Gogan, unde a ajuns tu sus. Nici în 2020 nu te văd cu 500k. Hate schimbă rutina puțin. Poți propria părere ca să putem să vorbim. Cunoaște o persoană înainte să o bârfești. Iar dacă nu o placi mai bine. Dar v-am vârfit eu cu ceva să zici că cunoaște persoana înainte să o bârfești. O cunosc pe Andra Gogan. E o proastă, vocea subțire când zâmbește. Bine, nu o urmărești. Dă dislike, nu ne supărăm. Cât tu faci la Hollywood, ne relaxăm. Dă dislike, nu ne supărăm. Orice face pe YouTube, noi tot postăm. Aici încearcă și să se flexeze, că în America, la Hollywood, cu niște bluze foarte demodate, mașină cu și în sus, la mașina asta e super urâtă. Adică dintre mașina asta cu și în sus și de când Lamborghini Huracan, mai mult, mie îmi place mai mult Lamborghini Huracan, părerea mea. Ce-i asta?
Andra Gogane prezintă mama și fratele. Uite cum arată, ce zici că-s doi boschitări. Ce dracu să știa? Bă, gata, dar nu știu, și în Five Game focuri. Au zis de multe ori refren, dar n-au zis de vreo 10 ori astea că dați dislike, nu ne supărăm, puii mei și chestii. Nu ne supărăm, orice face pe YouTube, noi tot postăm. Ok, atât. Nu mi-a plăcut absolut nimic din toată piesa asta, dacă ți-a plăcut. Dă dislike. Ok. Aș vrea să verific ceva. Are bara de dislike-uri și de like-uri. Bă, aici mă bucur. Măcar a pus bara de dislike-uri și de like-uri. Că mă uitam eu un video lui Lecturatul, dacă îl știți pe lectură de la La Z. Am făcut el un video cu stricați o generație, acolo într-un fel reacționa și-l puțin la piesă. Că zicea că n-are bara de dislike-uri. Cred că Andra și Răzvan Gogan au văzut acel video și a zis... Bă, aici chiar că au dreptate, trebuie să punem și noi bara de like-uri și de dislike-uri, nu știu. Aceasta este părerea mea. Dar înainte să terminăm acest video... Ok, am dat dislike. Păi da, piesa se numește dislike, eu trebuie să dau dislike. Cam atât a fost cu acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like dacă mai vreți să mai facem reacționări la alte piese noi pe care vor apărea. Noi ne vedem în următoarele episod.